Bună dimineața! Sunt actrița Daniela Nane și vă invit să urmăriți matinalul Fii Antenă cu Mădălina Mitu. Bună dimineața, oameni buni și matinali! Vreau să vă spun că nimeni nu are o viață perfectă. Unora le lipsește sănătatea, altora le lipsesc banii, unora le lipsește iubirea și atenția. Unii și-ar dori un umăr pe care să plângă, alții și-ar dori o încurajare. Unora le este frică, altora le este greu, unii se simt părăsiți, singuri sau uitați. Alții se simt descurajați sau trădați. Nu știi niciodată prin ce trece un om. Chiar dacă zâmbește, în sufletul său poate să ascundă multe lacrimi. Așa că ar trebui să fim mai buni unii cu ceilalți. Sunt Mădălina Mitu și ca temă de discuție mi-am propus pentru emisiunea de astăzi, fiind o nouă lună, avem agenda culturală, iar pentru acest aspect clar îl avem alături de noi pe domnul director din cadrul Direcției pentru Cultură Vâlcea, pe domnul Florin Epure și, bineînțeles, mai nou, noul nostru coleg de la Antena 3 Vâlcea, de la emisiunea Vâlcea Turistică. Bine ai venit, Florin, în noul nostru proiect, colega, alături de noi, colegul, nu-ți mai spunem acum, și prieten, bineînțeles. Da. Sper să fie destul de atractiv, destul de interesant pentru telespectatorii noștri, să-și descopere, de fapt, istoria unui județ și atracțiile unui județ străvechi, de fapt primul județ atestat documentar din țara românească, cu toate acele locuri minunate, cu mănăstirile, cu cele mai multe biserici din județul, cu cele mai multe biserici, conacele, culele, toate aceste valori ale patrimoniului cultural național, pe care trebuie să le descopere nu numai cei care vin și vizitează județul nostru, chiar și vâlcenii noștri. Ai emoții, Florin, pentru acest proiect? Da, am emoții. Să vedem tot, orice început este greu și ne dorim să vedem feedback-ul acestei emisiuni. Dacă este urmărită, dacă este... Cât timp a trecut? Că știu că tu ai mai avut genul acesta de emisiuni, da, pe partea de istorie, ce-i drept, de când ai mai moderat o emisiune? Din 2018. Deci a trecut atunci ceva. Se încheia un ciclu de 10 ani de emisiune dedicată istoriei, și numai istoriei locale, istoriei naționale și mondiale, să spunem așa. Figuri emblematice ale istoriei, monumente istorice. Am străduit, a fost o perioadă frumoasă și asta am văzut-o, așa cum vezi și tu, discutând cu oamenii, discutând emisiunile pe care le vedeau, aducând anumite sugestii referitoare la acestea. Istoria e frumoasă, trebuie să o prezinți așa, ca pe o poveste, să-i faci pe oameni să fie interesați, așa și această emisiune. Turismul în județul Vâlcea este la cote mari. Sunt stațiunile balneoclimatice, sunt mănăstirile, sunt locurile cu o istorie bogată, dar și frumusețile naturii pe care mulți vâlceni poate nu le-au descoperit până acum. Îi ajutăm cu această emisiune, ca și până acum, Vâlcea Turistică, să poată să le cunoască și să le iubească. Hai că imediat mai discutăm despre acest proiect și nu înainte de toate și clar despre agenda culturală, dar vreau să invit pe cei de acasă. Astăzi avem, dragii mei, și concurs. Imediat am să vă povestesc despre ce este vorba. Sunt o plină de surprize și înainte de toate vă așteptăm mesajele dumneavoastră cu încurajări pentru noul nostru coleg Florin Epure de la Antena 3 Vâlcea, de la emisiunea Vâlcea Turistică. Să-l încurajați, să-i spuneți un gând bun, că are nevoie. Mâine mulțumim, pleacă deja pe teren, iar în weekend îi puteți urmări prima emisiune în cadrul Antenei 3 Vâlcea. Și de asemenea vă rugăm din suflet să intrați pe pagina noastră de Facebook Antena 3 Vâlcea, să ne urmăriți acolo, suntem live pe rețeaua aceasta de socializare Facebook, să ne dați o distribuire, un comentariu și un like, cât mai multe lume la matinal să ne urmărească. Și aș mai dori să-mi salut
și ceilalți doi colegi, unul mai răcit, Andrei. Ce zici, măi, să te las să tușești ca să te audă cei de acasă? Andrei, din spatele camerelor de filmat, este puțin răcit, așa, puțin mai rău. Și Laurențiu Popa, de acolo, de la butoane, ne face să apărăm în fața micilor ecrane. Așa că, cu bună dimineața și vouă! Trezirea că avem multă treabă în această zi. Și înainte de toate, începem cu prima rubrică specifică matinalului, și anume vremea. În momentul de față avem doar 9 grade, dragii mei, la 7:23, iar pe parcursul zilei vom atinge o maximă undeva între 25 și 26 de grade, dar haideți să aflăm pentru toate zonele județului nostru cum stăm cu vremea și revenim, dragii mei, imediat. Stați cu noi până la final, nu plecați nicăieri! Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade Celsius, în timp ce valorile minime se vor situa între 3 și 4 grade Celsius în depresiunile Carpaților Orientali, până la 18-19 grade Celsius la mare. Județul Vâlcea, Buila, Vânturarița, între 5 și 17 grade Celsius, Masivul Cozia între 6 și 18 grade Celsius, Horezul între 10 și 24 de grade Celsius, Brezoi între 10 și 24 de grade Celsius, Voineasa între 10 și 22 de grade, Câineni între 11 și 25 de grade, Băile Govora între 11 și 24 de grade, Olănești între 10 și 23 de grade, Călimănești între 10 și 24 de grade, Drăgășani între 12 și 26 de grade, iar în Râmnicu Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 11 și 25 de grade Celsius. Astăzi, dragii mei telespectatori, cu multe noutăți în fața dumneavoastră vă întâmpinăm. Pe lângă acest aspect avem un nou coleg, domnul Florin Epure, din cadrul Direcției de Cultură, pentru Cultură Vâlcea. Este colegul nostru la Antena 3 Vâlcea, la emisiunea Vâlcea Turistică. În weekend o să-l puteți urmări. Abia aștept cu nerăbdare pentru această primă emisiune. Ce ți-ai propus, da, noi, Florin? Chiar îți mulțumesc că m-ai întrebat. Vreau să dezvăluim telespectatorilor un subiect pe care sigur nu l-au accesat până acum. E vorba despre un neam bogat, un neam boieresc al familiei Lahovari, care a și dat oameni politici de stat acestei țări, dacă ar fi să ne referim mai la Alexandru Lahovari și la realizările lui, dar mai ales la un monument istoric, poate necunoscut de mulți, poate uitat. Este vorba despre conacul Lahovari de la Budești, nu departe de municipiul Râmnicu Vâlcea, acolo unde a locuit George I. Lahovari, o personalitate a lumii și a României, este autorul marelui dicționar geografic și a altor lucrări, o personalitate fantastică pe care vrem să o dezvăluim, să vedem cum era acest conac în secolele trecute, cum este el astăzi, adus la lumină prin restaurarea care s-a făcut acum câțiva ani, și să vorbim și cu domnul Dan Tâlvâc, proprietarul acestui conac. Conacul altfel nu se vizitează decât dacă, mă rog, la insistențele pe lângă proprietar să primească vizitatori. Altfel, el nu poate fi văzut decât în emisiunea Vâlcea Turistică. Foarte frumoasă această temă de discuție, o temă încărcată de istorie, de cultură, exact ceea ce te reprezintă pe tine și mai presus de toate, un loc unde oamenii pot să vină să viziteze. Da, poate fi în viitor, reper turistic, dacă va fi dat publicului. Deocamdată este o proprietate privată. Dar el, dacă va fi inclus într-un circuit, el nu este mai prejos decât, să spunem, conacul Bălceștilor din comuna Nicolae Bălcescu sau culele de la Măldărești, dacă vrei. Uh-huh.
Perfect, Florin, imediat o să discutăm și despre agenda, că avem o agendă bogată. Da, sunt foarte multe evenimente. Dar după horoscop, dragii mei, vreau să vă informez despre concursul ce vi l-am pregătit alături de sponsorii noștri, de cei cu care noi colaborăm, la Proțap Călimănești, restaurantul, ce va avea deschiderea pe 5 octombrie. Timp de 3 zile vom sărbători și ne vom petrece acolo cu Proțap, cu ceaune, cu muzică live. Imediat am să vă spun despre ce este vorba. După ce ascultăm rubrica horoscopului, să aflăm astăzi cum stă cu vibrația zilei, ci că din punct de vedere financiar vă va merge mai greu, dar te poți interesa din timp dacă este posibil să amâni plata unor datorii. Haideți să vedem pentru care zodie. Un berbec. Wow, uite, interesant. Cine știe. Da. Interesant. Haideți să vedem cum va fi cu luna plină, cu planetele, dacă sunt în favoarea noastră. Ne lămurește colega noastră, Alina Nenu, și revin imediat cu invitatul meu și colegul meu, Florin Epure, dar și cu acest concurs minunat. Abia aștept să vă spun despre ce este vorba. Stați cu ochii pe noi. Berbec. Berbecii sunt destul de misterioși azi. În plus, sunteți atenți la detalii, iar asta vă poate face să-i criticați pe ceilalți. Gândiți-vă de două ori înainte de a vă exprima. Taur. La serviciu, taurii sunt în centrul atenției, vă folosiți de simțul umorului, iar asta vă ajută să detensionați situațiile încordate. Și în relația de cuplu vă merge bine, așa că aveți toate șansele să reușiți în tot ce vă propuneți pe ziua de astăzi. Gemeni. Și pentru gemeni lucrurile stau foarte bine, dar în cazul lor este vorba de casă și familie. Veți fi bine dispuși pe tot parcursul zilei, dar atenție la posibilele conflicte cu o femeie. Rac. Racii, în schimb, se axează pe hobby-uri și pasiuni. Aveți șansa de a învăța ceva nou de la partenerul vostru și aici poate fi ceva legat de tehnologie. Leu. Intuiția se află la cote înalte. În cazul leilor, puteți găsi oportunități noi de a face bani, fie prin proiecte personale, fie datorită unui loc de muncă minunat. Fecioară. Fecioarele sunt bine aspectate la capitolul comunicare. Aveți idei ingenioase care vă pot scoate în evidență atât acasă cât și la serviciu. În plus, este o zi bună pentru semnarea actelor importante. Balanță. Balanțele nu sunt atât de comunicative astăzi, vă axați pe tot ce ține de locuință, dar încercați să nu vă izolați față de familie sau de persoana iubită. Scorpion. Astăzi, scorpionii pot avea parte de discuții majore, în special cu șefii. Vreți să schimbați anumite reguli, însă nu e recomandat să vă impuneți ideile mai mult decât trebuie, altfel riscați să fiți sancționați. Săgetător. Săgetătorii vor face achiziții importante, e posibil să cumpărați o nouă locuință sau să vă schimbați mașina, iar dacă aveți desemnat acte și documente, citiți de două ori înainte. Capricorn. Nativii Capricorn își doresc o schimbare. Chit că vorbim de cursuri sau de un nou loc de muncă, vă puteți baza pe sfaturile și susținerea familiei. Vărsător. Instinctul este cel care îi va ghida pe vărsătorii astăzi. Aveți de luat decizii importante în ceea ce privește finanțele. Nu riscați în cazul în care nu aveți un plan de rezervă. Pești. Iar nativii pești stau foarte bine la capitolul ascensiune socială. Puteți primi o invitație la un eveniment sau o petrecere în familie și ar fi bine să vă puneți toate task-urile în prima parte a zilei. Și am revenit, oameni buni, în direct la matinalul Fii Antenă după cea de-a doua rubrică specifică matinalului. V-am spus mai devreme că avem concurs. Despre ce este vorba? Păi vă invit pe toți să intrați pe pagina de Facebook la Proțap Călimănești. Acolo veți vedea regulamentul și ce aveți de făcut. Însă vreau să vă spun că în data de 5 octombrie are loc deschiderea celui mai nou restaurant la Proțap, cu un nou concept unic în țară. Ne dorim să petrecem în număr cât mai mare, astfel că vă oferim două premii. Locul 1 constă într-o masă pentru 4 persoane, locul 2 o masă pentru 2 persoane. Ce trebuie să faceți pentru a intra în concurs? Dar, în primul rând, trebuie să intrați pe pagina lor la Proțap Călimănești, să dați like la pagină, să etichetați 3 prieteni cu care vreți să petreceți și să distribuiți acea postare în care se face acest anunț. Este giveaway, așa se numește postarea. Concursul este valabil până în data de 4 octombrie. La ora 23:59 de minute câștigătorii vor fi anunțați, iar în data de 5 octombrie la ora 10 vor fi
mă rog, vor fi anunțați cei care au câștigat și sunt așteptați să vină să se distreze, să mănânce bine la restaurantul La Proțapcă Limănești, așa că vă invit pe toți să intrați pe pagina lor de Facebook, să căutați postarea aceasta și să vă ocupați de acest concurs. Este mare păcat să nu câștigați și să veniți alături de noi, să petreceți într-un număr cât mai mare, să ne distrăm, zic, și să mâncăm, nevoie mare, numai Andrei. Bun. Florin, acum, gata cu anunțuri, gata deci, cu rubrici. Deci înțeleg că doar astăzi... Ce anume? Doar astăzi se mai poate face. Nu, ai spus 4 octombrie, astăzi este, astăzi este 4 octombrie, da. 4, deci până la ora 23. Da, până diseară, deci astăzi, deci astăzi ziua. Este toată da. Ziua până da. Diseară la ora 23. Interesantă și oferta, da. Da, hai de ascultat că nu este greu să intrați pe pagina lor și da. Să vă înscrieți la concurs. Văd că s-au înscris foarte mulți oameni, abia aștept să vedem cine va petrece alături de noi în aceste 3 zile. Cu cei mai mari șef bucătari și cu o muzică live la țambal. Asta e, cu lăutare. Tu o să ratezi mai da, Florin, din păcate, dar poate faci cumva și vei fi și tu alături de noi. Înainte de toate vreau să-ți mulțumesc pentru această carte preferată pe care abia așteptam să o, abia aștept să o citesc. Este o carte ce mi-a recomandat-o doamna Maria Ghiordunescu, Bărbații care urăsc femeile și femeile care îi iubesc. Și că mi-a spus că aici, de aici o să înțeleg mai multe mecanisme ale bărbaților, dar să mă înțeleg și pe mine ca femeie mai bine și ce trebuie să fac ca să primesc mai multe dragoste decât ofer. Foarte interesant. Nu știu ce să mă fac, pentru că mai, în momentul de față mai excelez și mai citesc o carte, Puterea Prezentului, și sunt deja la mijlocul ei și mai am mult de citit, pentru că are cam așa... Mi-ai zis să le citești în paralel, să mai practică. Se poate? Da, da. Atunci, perfect, mă apuc de amândouă, dar dacă mi-a cap... Nu e atât de mare, dacă, asta o să termin repede. Exact, dacă te prinde foarte mult, atunci o să termin rapid. Da, perfect. Ca un roman polițist, cred că este așa. Că când dragostea doare fără să știi de ce. Abia aștept, îți mulțumesc pentru acest cadou, Florin. Este adevărat. Și în această lună la Humanitas, la Libreria Humanitas, să știi că vor mai fi oferte și acum au fost oferte, a fost 20%, dar vor mai fi oferte și la 3 cărți, a patra este gratuită, 3 plus 1, cum zic ei. Super. O să le vedem, sunt trecute și în agenda culturală. Cultural. Dacă să ne referim la luna aceasta octombrie, se știe că în tradiția populară ea era numită Brumărel. Și ne dăm seama de ce Brumărel, pentru că așa cum era pe vremuri, în această perioadă vremea se schimba, se răcea și apărea și bruma, desigur. Acum avem, după câte vedem... la început de octombrie avem o vreme destul de frumoasă, ca de vară. Încă nu s-a făcut rece, dar în tradiția populară de aceea rămăsese această denumire de Brumărel pentru luna octombrie. Dacă ar fi să ne luăm după calendarul iulian, care începea, calendarul roman care începea la 1 martie, când începea anul roman, atunci luna octombrie nu era a 10-a cum este astăzi după calendarul gregorian, era luna 8-a. De aici și octo, care în latin înseamnă 8, și atunci de aici era luna octombrie. Este o lună a clara culegerii produselor și a fructelor, a legumelor, țăranii își strângeau recolta. Dar mai făceau și ultimele însămânțări de toamnă, o perioadă când ciobanii își aduceau, ca și acum, de altfel, pentru iernat, își aduceau oile de la munte. Deci o perioadă în lumea satului românesc plină de semnificații și o perioadă patronată, să spunem așa, din punct de vedere religios, de Sfânta Cuvioasă Parascheva sau Vinerea Mare, cum e cunoscută ea în popor, și de Sfântul Dumitru. Deci 14 octombrie și 26, sper să nu greșesc, 26 octombrie, Sfântul Dumitru. De altfel, este și cunoscut în tradiția populară focul lui Sâmedru,
Să știi că copiii, era tradiția să se facă acele focuri și copiii să treacă peste aceste focuri și se făceau pe dealuri sau undeva și acest lucru aducea sănătate pentru cel care făcea lucrul ăsta. Știm foarte bine că focul are proprietatea aceasta de a purifica, de a alunga tot răul. Și mai mult pentru tinerii care treceau focul acesta, urma să se căsătorească, să aibă noroc în dragoste și să se căsătorească. Sunt niște tradiții care astăzi cred că s-au cam stins. Mai cunosc niște zone unde se mai ține această tradiție a focului de sâmedru, adică Sfântul Dumitru. Deci. Și la noi se spunea la un moment dat că ar trebui să fie, dar de cât am înțeles în zona Transilvaniei... Și parcă în Argeș. În Argeș, da. Clar, în Argeș, da. Și știu, Oltenia, am și fost. Oltenia, da. Câmpina, acolo, în partea aceea. Dacă vorbeam de agenda culturală acestei luni, care de altfel a și ieșit în vineri, înainte de 1 octombrie, grație celor care ne-au trimis, celor care au instituțiile care au organizat, primăriile, asociațiile culturale, le mulțumim pe această cale și această copertă a agendei culturale se deschide cu un vâlcean, poate mai puțin cunoscut. Trebuie să recunosc că nici eu nu știam că este vâlcean, l-am descoperit în ultima clipă. Despre el nu s-a vorbit foarte mult, nu s-a scris în dicționare sau enciclopedii vâlcene. La modul ăsta spun, el este cunoscut pe plan național. Este vorba de Marian Papahagi, tatăl lui Andrei Papahagi. Și el este critic, a fost critic și istoric literar. Trebuie să spunem că a fost și pentru o perioadă director la Academiei din Roma, din Italia, de la Roma, un om cu multe volume publicate, de care v-am spus, nu știam că este vâlcean. S-a născut pe 14 octombrie 1948, în urmă cu 75 de ani. Dacă ar fi să spicuim din agenda culturală pe care dumneavoastră o să o găsiți și pe site-ul Direcției Județene pentru Cultură, djcvl.ro, o să o citiți și acolo dacă vreți să urmăriți de-a lungul acestei luni octombrie. Trebuie să spun, Daniela, că astăzi este și 4 octombrie, ziua animalelor. Cei care au o pisicuță, au un câine, au orice cei alt... cei care iubesc, că eu nu iubesc, dar eu iubesc animalele foarte mult. Le pot face un cadou, le pot lua o prăjiturică să le... să-i care este animalul tău preferat? Mie îmi plac iepurașii. Ok. Îmi plac și câinii, dar și eu la fel nu am, nu am un animal de companie. Cred că trebuie să-i dedici mult timp. Așa este. Și mai e ceva, atunci când ei nu au o viață prea îndelungată și atunci când mor, te despați de ei, îți pare rău. Așa este. Da. Mie îmi plac foarte mult, într-adevăr, cai și aceste animale, câinii, pisicuțele, da, iepurii. Da, mai toate, ce să mai... Eu iubesc tot. Ia să vedem cu agenda, că nu mai avem foarte mult. Astăzi seară, la Casa de Cultura Sindicatului, trebuie să știți că vine 3 Sud-Est, formația 3 Sud-Est. Oh, da. Au trecut și ei de un sfert de veac, de când s-au constituit în 25 de ani, în 1997. Încă mai sunt mulți care mai fredonează melodiile lor. Ne oferă povești, trăiri, sentimente, emoții. Hai să vedem. În ce mai această avem? Seară, la ora 20. Mai vorbim și despre Ziua Mondială a Educației, care este mâine, 5 octombrie. Okay. Aici avem manifestări la Palatul Copiilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, dimineața la ora 10. Ziua Educației la Europe Direct, Vâlcea, Biblioteca Județeană. Educație și Educatori, Ziua Mondială a Educației la școala gimnazială numărul 5, Râmnicu Vâlcea și la alte școli. Sigur că trebuie să spunem că mâine este liber pentru elevi și pentru profesori, așa se celebrează această zi. La Casa de Cultură a Sindicatelor, mâine seară, spectacol de dans contemporan, Romeo și Julieta.
Ok. Pe muzica formației Queen. Salonul județean de icoană la Galeriile Artex pe 6 octombrie. La Casa de Cultură din nou a sindicatelor pe 8 octombrie un spectacol Ce-și doresc femeile în regia lui Octavian Strunilă. La Sala Hovarii pe 9 octombrie Toamnă romantică. Vă recomand acest spectacol pe 9 octombrie la ora 19. Va veni un dirijor din Bulgaria, se numește Zvilen Simeonov și veți asculta Schubert, Bartoldi și alte piese. Pentru cei care urmăresc și sunt deținători de monumente istorice, trebuie să spunem că ședința Comisiei Monumentelor Istorice din această lună se va ține la Pitești pentru județele Argeș, Dâmbovița, Telorman și Vâlcea. Trecem mai departe, sunt foarte multe evenimente. Mircea Buciu, un eveniment pe care nu trebuie să-l ratați în zilele de 14-15 octombrie la Dozești, în comuna Fârtățești. Vorbeam de Sfânta Vineri cu Vioasa Parascheva pe 14 octombrie. Să știți că sunt foarte multe monumente istorice, plus alte lăcașuri de cult din eparhia Râmnicului, care celebrează acest hram. Chiar și mănăstirea Pătrunsa și o biserică de la Lunu, de la Coltești, care împlinește, iată cum este, cât de frumoasă este, fără turle, ca o căsuță, ca o casă de, simple, de oameni, țărani din zona noastră. Locuitori, împlinește 230 de ani de la ctitorirea inițială. Această această mică bijuterie, uitată, poate nu se știe de ea. Da. Și vezi, noi ne stresăm cum să ne facem casa cu cât mai mult fier în ea, beton, să nu cadă. Contează, nu? Dumnezeu e și în spațiile mici. Ce frumos! Da. Mai ales, cred că, în spațiile mici, nu acele opulente și foarte ca marile catedrale, nu? Așa este. Orient Express, de la Paris la București, o altă întâlnire, o călătorie muzicală prin inima Europei. Vă recomand și acest spectacol la Filarmonica Ion Dumitrescu pe 16 octombrie. Pe 18 octombrie îl așteptăm pe colegul nostru, de la omologul meu de la Direcția Județeană pentru Cultură Argeș. El este vâlcean, acest jurnalist și om de cultură deosebit. Vine cu cea mai recentă carte a lui, aș vrea să fii prezentă și tu, Cronicile bătrânului sefist. Pentru cei care au gustat literatura SF sau filmele SF. Uh-huh. Apropo de asta, astăzi vreau să văd un film care s-a făcut reclamă, Creatorul. La asta s-a dus și cu un prieten. Inteligența artificială. Da, cu roboți. Mie nu. Da, eu știu, l-am văzut. Am văzut trailerul. SF, nu prea mă încântă. Pentru că am observat în timp dumneavoastră că toate aceste... Da, cam acolo corect. Cam acolo se îndeamnă. Au fost făcute în urma unor, sigur că, prospecții și măsurători și au văzut că acolo ne îndreptăm. Se îndreaptă către așa ceva și ne îndeamnă așa să, nu știu, să acceptăm și să ușor să ne acomodăm cu ideea. Dar este o misterie, cred că, inteligența asta artificială. Eu spun și sincer că nu este prea bună. Malefică. Cam da, pentru că la un moment dat update-ul la un robot se va putea face, o să și-l poată face de unul singur și atunci este foarte periculos. Iar această inteligență artificială nu funcționează după sufletul omului, să spun, corect, empatic, să empatizeze, corect. Este cinică. Da. Adică deciziile și soluțiile oferite sunt fără, fără părtinire, adică fără să țină cont de durerea umană sau de sentimente umane. Mare grijă pentru cei, chiar la un moment dat spuneau că vor stopa procesul acesta de robotizare, pentru că este foarte frică. Lăsaseră mai multe inteligențe artificiale din acestea să conexeze între ele și am înțeles că deja se gândeau la un puci, la o rebeliune împotriva oamenilor. Adică deja ca în filmele astea SF pe care le vedem atunci când roboții se revoltă împotriva celor care i-au creat. Uite, ne spune Mihai, bună, nu prea e cine știe ce filmul, să-i spui lui Florin, e de văzut acasă. El a fost, l-a văzut și eu am simțit, eu am văzut din trailer, nu mă încânta absolut.
loc în nimic, nu-mi stârnea curiozitatea. Dacă ai idee, mă rog, așa este. Vocea artistică, pe 19 octombrie, festival, concurs de creație literară și artă vizuală. La Biblioteca Județeană vine pe 19 octombrie fiica lui Adrian Păunescu, marelui poet român. Fica lui este Ana Maria Păunescu și lansează poeziile, volumele de poezii, toate poeziile pe care nu ți le-am scris și un alt volum, Ai vreme să vorbim? Foarte frumos. Da. Vâlcea Forest Run and MTB 2023. A ajuns la 6-a ediție. Nu vă mai spun ce înseamnă acest festival. La Muzeul Satului, 21-22 octombrie. Pe aripile muzici și un alt concert cu Mozart și Haydn pe 23 octombrie, ziua armatei, dacă este în 25 octombrie, este și ziua armatei României și ziua regelui Mihai a României, vor fi evenimente care vor fi desfășurate de garnizoana Vâlcea. Masa rotundă, locul izvorului de arhivă în procesul de predare a istoriei la arhivele statului, 26 octombrie, Festivalul de Național de Satiră și Umor, Povestea Vorbei, în 27-29 octombrie, 26 octombrie, Sfântul Dumitru, un alt concert la Filarmonică, Misa Trinitas, concert vocal simfonic, pe 30 octombrie, mai sunt și piesele Teatrelor Anton Pan și Teatrul Ariel. Nu am văzut o premieră în această lună la niciunul dintre aceste teatre. Ele trebuie să rămână așa, fără comasări și alte intervenții, spun eu, să rămână că fiecare are altceva de oferit, original în felul lui. Teatrul Anton Pan ne prezintă Micul Prinț, Cutia cu emoții, Case deschise, Ursul păcălit de vulpe, Omul care aduce ploaia, Elefanțelul curios, Omul care mânca lumea, Bărbat perfect defect, Rățușca cea urâtă, În căutarea iepurașului, Regrete, cu stand-by comedy, Ciuboțelele ogarului, Aventurile lui Pinocchio și din 10 n-a mai rămas niciunul. Observi că foarte multe piese sunt pentru teatru de copii, pentru copii, se adresează copiilor, dar și la Ariel, Steaua fără nume, talk show și muzicanții de poveste. Spuneam de filme Sau 10, nu? Sau da, X, da, da, este, da, Sau. Da? Creatorul, Exorcistul, cel care crede, Patrula cățelușilor, filmul cel mare și filmul Băieți deștepți la sfârșitul lunii la cinematograful din Ostroveni. Am încercat, așa, am pe repede înainte, dar dumneavoastră puteți să parcurgeți această agendă, să o parcurgeți pe site-ul direcției djcvl.ro. Dacă mai sunt întrebări sau... Da, asta voiam să fac acum, să citesc câteva mesaje primite de la dumneavoastră cu mii de mulțumiri. Maria Ileana, bună dimineața, o zi frumoasă tuturor. Viorica Păunescu, bună dimineața, Mădălina, tu ești ființă cea mai pură și fină și salut și distinsul invitat al tău, să aveți o zi de miercuri de toamnă liniștită. Adrian Monafu, neața, o zi minunată tuturor, salut pe distinsul invitat, pe domnul Florin Epure, îl apreciez foarte mult. Mult succes în tot ceea ce face, să ne reamintească domnul Florin ce pasiune are și în ce zodie este. Ne răspunzi imediat, Florin. Daniel Țărlea, bună dimineața, Mădălina, o zi frumoasă. Mihai Ciobi, bună dimineața, o zi frumoasă și felicitări pentru noul vostru coleg. Din nou, Adrian Monafu spune multă baftă, domnul Florin Epure, bine ați venit în familia Antena 3 Vâlcea. Lucian Cărămit, de neața bună. Claudiu Sândulescu, bună dimineața, vă doresc o zi frumoasă, plină de bucurii. Lucian Constantin Cărămide ne spune din nou neața bună și o zi frumoasă. Alex Popa, bună dimineața, ești foarte frumoasă. Vă mulțumim pentru toate mesajele. O salut și pe doamna Mariana Măcarin și pe cei care ne mai urmăriți din fața micilor ecrane, adică de pe televizoare și n-aveți Facebook. Știu că sunteți destul de mulți. Vă mulțumesc pentru acest aspect și sper că în curând să ne vedem așa din nou, eu știu, pe stradă, să încep să fac emisiuni cu dumneavoastră, cu voxuri, sau poate să mă gândesc așa la o interacțiune cu telespectatorii, de ce nu? Da. Să fac așa o emisiune, să mă întâlnesc cu dânsii.
Nu? Ce, da, cum ar fi, da, Florin? Ar fi interesant, nu? Da, da. Să stabilesc o zi și o oră. Da. Cum ar fi? Cu toți fanii. Cu toți fanii. Dar este, cred că, puțin dificil, că m-am gândit la acest aspect. De sau ce? Poate cu pentru că mai unii emisiuni, lucrează... Mai multe ori emisiuni împreună cu toată echipa. Nu, vorai mei, uite, deja Laurențiu numai când îi fac poze și filmulețe și deja nu mai la... Nu. La fel de interesante sunt, cred, și micile bâlbe sau micile... Micile bâlbe, da. Filmate în... de-a lungul timpului. Da, știu de asta, majoritatea fac. Sigur, povestite lucruri interesante care s-au întâmplat în timpul filmărilor. Cred că asta e ca și cum... Da, n-aș vrea să mai mi-aduc aminte. Pe vremuri galele de film. Și da. Actorii veneau, mai sunt și acum, dar mai rare, și actorii veneau, țin minte, din copilărie, veneau și ne povesteau ce nu vedeam noi la în filme, noi, totul era frumos în filme, nu? Dar ei, săraci, ne spuneau prin ce treceau, ce au pățit în timpul filmărilor. Păi știi cum fac, uite, când fac în general, acum urmează să fac 3 ani, de când lucrez, Doamne ajută, mai e puțin în ianuarie, și atunci se întâmplă toate acestea de care tu ne povestești, sunt chemată pe post de invitată și cineva o să modereze emisiunea. Da. Și atunci mă întreabă toate aceste... Da. Atât vreau să spun, pasiunea mea este ca și profesia. Așa. Pasiunea este trecutul istoric, istoria e clar, pasiunea vieții. Tot timpul studiez, tot timpul, nu, fără să mă oblige cineva, o fac cu tot sufletul, 100% sunt... poate și de aceea mulți spun... Da, domnul Florin știe atâtea. Păi știe, pentru că mi-am și consumat mult timp, dar a fost cu o mare plăcere, un timp în viața mea, să studiez, să cercetez, să știu cât mai mult din istorie. Și filmele, bineînțeles, cineast, am terminat liceul de cinematografie, dar a fost tot așa o mare pasiune, filmul și artistic și documentar. Zodia este zodia de acum, ce trăim zilele acestea, zodia balanței, Libra. Semn de echilibru și de pace și de... Săptămâna viitoare este ziua lui. Da, îi urez în fața dumneavoastră telespectatorilor. Îi urez de pe acum la mulți ani. Mulțumesc, la mulți ani, Florin. Mulțumesc mult. Și asta vreau să zic. Acum, de final, Florin, vreau să te invit lângă mine. Da. N-am mai făcut acest aspect cu tine de ceva timp. Da. Karma matinală, ia să vedem. Ce îți rezervă ție că ai venit în familia Antena 3 Vâlcea. Ce spune karma și să legăm și de colaborarea noastră. Când vezi o persoană bună, gândește-te cum să devii ca ea. Când vezi o persoană nu atât de bună, reflectează asupra propriilor puncte slabe, ne spune Confucius. Cred că putem lega de lucrul ăsta cu persoana bună care vine cu un mesaj pozitiv, vine cu lucruri de cunoaștere și de cunoaștere, de fapt, a județului nostru, a unui județ bătrân, cel mai bătrân. Așa este, Florin, îți mulțumesc din suflet, să fim onorați că trăim în acest oraș, în acest județ, iar ție îți mulțumesc din suflet, și bine ai venit încă o dată în familia Antena 3 Vâlcea. Este o adevărată onoare și plăcere să te avem ca și coleg, dar eu și ca prieten. Mă bucur tare mult și îți mulțumesc pentru tot. Emisiunea asta este din dragoste pentru Vâlcea și pentru dumneavoastră, pentru vâlceni. Mulțumesc din suflet, Florin, iar eu, doamnelor și domnilor, Mădălina Mitu, cu fericire, cu bucurie și astăzi în fața dumneavoastră, dar și mâine dimineață, cu începere de la 7:15, vă dorim o zi cu zâmbete, o zi în care să vă înconjurați de oameni frumoși și buni, așa după sufletul dumneavoastră. Toate cele bune! La revedere! La revedere.